Bine ați revenit! A sosit momentul să vă spun de ce v-am pus două întrebări grele una după alta. Dar să revedem întâi întrebarea care ne preocupă azi. Într-un tub lung de sticlă, să zicem cam de un metru, avem apă și o coloană de aer, așa cum vedeți în desen. Ca să n-apucați să vă întrebați cum de nu se ridică aerul în tub, vă spun că între aer și apă se găsește o membrană elastică foarte subțire, care nu are alt rol decât de a nu lăsa aerul să se ridice, deci nu contribuie cu nimic la presiunile din tub. Dar, la un moment dat, membrana se rupe și aerul urcă în tub, ajungându-se în situația din al doilea desen. Iar întrebarea este următoarea. Cum este presiunea în punctul P de la baza tubului în cazul al doilea? Mai mare, mai mică sau egală cu presiunea în cazul în care aerul era jos? Trebuia să pun această întrebare după cea cu resorturile, pentru că, într-un fel, e aceeași întrebare. Să le comparăm. Să presupunem că avem două tuburi asemenea celui despre care a fost vorba în întrebare, așa cum am avut două ansambluri, resort-corp, în întrebarea precedentă. Într-un caz avem resorturi și corpuri aflate între două suprafețe orizontale, în al doilea caz avem coloane de apă și de aer aflate între capetele unor tuburi. Dacă ținem seama că aerul este elastic, în timp ce apa este incompresibilă la presiunile despre care vorbim, analogia este evidentă. Aerul ține locul resorturilor, apa ține locul corpurilor legate de resort, iar capetele tuburilor țin locul suprafețelor orizontale care comprimă resorturile. Vă amintiți răspunsul la întrebarea precedentă? În cazul întâi, asupra suprafeței de jos acționează forța elastică din resort, în timp ce în cazul al doilea acționează forța elastică plus greutatea corpului. Deci în cazul al doilea, apăsarea este mai mare, iar diferența dintre cele două apăsări este chiar greutatea corpului. La fel, în cazul tuburilor, apăsarea pe capătul de jos este mai mare în cazul al doilea, iar diferența este greutatea coloanei de apă. Și acum să ne amintim că presiunea este raportul dintre forță și area suprafeței pe care acționează aceasta. Asta înseamnă că acolo unde apăsarea pe capătul de jos al tubului este mai mare, este mai mare și presiunea, deoarece area suprafeței este aceeași. Deci presiunea în punctul P, în cazul al doilea, este mai mare decât în cazul întâi, diferența fiind presiunea coloanei de apă, care se calculează cu formula ρgh, în care ρ este densitatea apei, g mic este valoarea accelerației gravitaționale, iar h este lungimea sau înălțimea coloanei de apă. Am văzut că dacă aerul urcă în tub, presiunea în punctul P crește. Dar presiunea nu crește doar în punctul P, crește în tot volumul coloanei de apă. Iar termodinamica ne învață că produsul dintre presiune și volumul în care avem acea presiune este o formă de energie potențială. Putem transforma această energie în lucru mecanic. Dar cum poate să crească energia potențială datorită presiunii prin urcarea aerului? Ei bine, ea nu crește deoarece urcă aer, ci deoarece coboară apă. Acum n-am ce face, trebuie să apelez la un pic de fizică pentru a explica fenomenul, dar o voi face fără matematic, așa că vă rog să îndurați un minut explicația care urmează. Ca să urce aerul în tub, trebuie să coboare apa. Dacă comparăm cele două situații, observăm ușor că în cazul în care aerul este sus, centrul de greutate al apei este mai jos. Și asta înseamnă că energia potențială gravitațională a sistemului este mai mică atunci când aerul este sus, deoarece apa este mai jos și apa are densitatea mult mai mare decât aerul. Dar conservarea energiei spune că energia totală a unui sistem închis
trebuie să rămână aceeași, deoarece sistemul n-a schimbat energie cu exteriorul. Și pentru că a scăzut energia potențială gravitațională prin coborârea apei, crește energia potențială datorată presiunii, adică crește presiunea. În final, ceva interesant legat de această întrebare, ea are implicații practice periculoase. Cei care lucrează în domeniul extracției de țiței din zone submarine cunosc foarte bine următorul fenomen. Dacă intră accidental aer la baza unei conducte pline cu apă sau cu țiței, situația poate deveni extrem de periculoasă, deoarece aerul se ridică și presiunea de sub el crește. Și pentru că avem o colană de apă sau de țiței lungă de sute de metri, poate chiar de kilometri, presiunea la capătul de jos devine atât de mare încât se poate produce explozia conductelor. În concluzie, răspunsul corect este acela că presiunea în punctul P este mai mare în cazul în care aerul este sus decât în cazul în care aerul este jos, iar diferența dintre cele două presiuni este presiunea hidrostatică a coloanei de apă. Acum chiar merităm toți o întrebare mai ușoară. Ați văzut cu toții Luna în toate fazele ei. Suprafața pe care o vedem este cea luminată de Soare, adică zona Lunii pe care e zi. Și e normal să vedem partea Lunii pe care e zi, deoarece suprafața Lunii reflectă lumina Soarelui care cade pe suprafața respectivă în toate direcțiile, adică și spre noi. De asemenea, pare să fie normal să nu vedem partea Lunii pe care e noapte, deoarece acolo nu pot ajunge razele de lumină care vin de la Soare. Numai că nu vedem Luna așa cum arată această fotografie, ci așa. Sunt sigur că ați observat acest lucru. Vedem și suprafața Lunii din zona de noapte. E adevărat, mult mai puțin strălucitoare, dar o vedem totuși. Vă mai arăt câteva fotografii ca să dovedesc acest lucru, deși, repet, sunt convins că ați observat acest fenomen cu proprii ochi. Dar, acolo unde e noapte, nu ajung razele Soarelui. Și întrebarea este, cum devedem și zona în care este noapte, deși Soarele nu o poate lumina? Mulțumesc pentru atenție, succes pe săptămâna viitoare!